Domnișoarelor, atenție, Liviu Vârciu are o mare veste. Stați liniștite, nu și-a găsit încă jumătatea, dar și-a găsit casa perfectă. Să vedem cât a investit totuși. Cu un ochi râde, cu celălalt plânge. Liviu Vârciu are în sfârșit cuibușorul lui de nebunii, dar am buzunarele goale acum. Sărac, însă extrem de fericit. Am băgat bani în ea, că e căsuța mea, prima făcută de mine. Și nu o vând, că e a mea, că e făcută cu dragoste. Credeam că o voi ridica la roșu cu vreo 40.000 de euro, dar s-a dovedit că nu e chiar așa. Am investit mult mai mult peste suma asta. Și pentru că știm cât de mult îi plac Don Juanului domnișoarele, trebuie să le spunem celor care vor călca pragul casei lui că vor fi în siguranță. În orice situație. La subsol e bunker. Dacă vine bomba atomică, bunkerul meu ține. Așa că probabil ați bănuit. Vila este pe mai multe etaje. Dar la ultimul Liviu și-a făcut o sală de cinema, o saună și un centru spa. Dar și la parter există ceva interesant. Un copac fix în mijlocul casei. Acum sunt în căutare de copaci potriviți pentru a-i pune în casă. E clar, Liviu are o casă de vis. Rămâne de văzut doar cine va fi norocoasa care se va muta cu el.